binecuvântat să fie Domnul. Până în acest moment am ascultat colinzi care aduc așa o pace sufletului nostru și bucurie și mândriere pentru mântuirea adusă prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am ascultat poezii care ne-au îndemnat să ne cercetăm și alte cântări atât de frumoase. Am ascultat cuvântul Domnului despre acest om al lui Dumnezeu, Ilie, și poate că vreau să adaug un mic gând la acest om Ilie, pentru că el a fost, zice, Domnul Iisus mărturisește că cel mai mare om născut din femeie, cel mai mic în părția lui Dumnezeu. De ce cel mai mic? Un dintre motive care nu s-a zis este pentru că el n-a prins ce am prins noi. El nu a avut ce avem noi, jertfa Domnului Iisus Hristos. El a murit înainte ca Hristos să-și dea viața și înainte ca să facă parte din biserica răscumpărată a lui Hristos. Și de aia este mai mic ca și noi, pentru că el n-a beneficiat de acest mare har. Va beneficia, va fi, cum zice el, este prietenul mirelui. El este cel ce stă la masă, dar nu este mireasă. Dar a avut o lucrare, a venit în Duhul și puterea lui Ilie. De ce? A avut misiunea și scopul lui Ilie. Slăvit să fie Domnul! Nu vreau să mă duc mai departe gândul acesta, vreau să mă apropiu de textul care s-a citit în dimineața aceasta despre Cântarea Mariei, este intitulat ca titlu aici, și vreau să vorbesc despre această femeie, fecioară, deosebită între Sfinții lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, această sfântă deosebită. Și aș vrea să vedem și să analizăm un pic împreună ce au vorbit ele, ce au spus ele și cum se vedeau ele înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul care s-a citit zice aici că Maria s-a sculat în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. În zilele acelea. Ce s-a întâmplat în zilele acelea? În ultimul timp se predică în casa Domnului aici despre ce s-a întâmplat în zilele acelea. Maria a avut o vizită surpriză, să o numesc așa, vizita unui înger. Probabil că era singură în casă sau în cameră și dintr-o dată îngerul Gabriel s-a înfățișat înaintea ei. I-a zis, plecăciune ție, Marie, care ți-a făcut mare har și a binecuvântat-o și a zis că este binecuvântată între femei, pentru că a fost aleasă de Dumnezeu să aducă în lume pe Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, Mariei i s-a făcut un har căruia nici unei femei din lumea aceasta nu i s-a făcut. I s-a făcut harul să fie singura femeie din lume, de aceea este mare Maria și chiar ea se numește prea fericită, se numește fericită, pentru că a avut harul acesta să fie singura din lume aleasă ca să-L aducă în trupul ei pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În zilele acelea a venit îngerul, i-a vorbit, Maria a răspuns pozitiv îngerului că iată roaba Domnului, că este gata să împlinească planul și lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar tot în zilele acelea, Maria, după ce a aflat că va rămâne însărcinată, fiind umplită de puterea Duhului Sfânt, a trebuit să vorbească părinților ei. Biblia nu spune ce a vorbit părinților ei, dar e clar că le-a spus părinților lor. Nu-i ușor unei femei să zică, știi, am rămas însărcinată sau o să rămân însărcinată. Și e destul de greu de crezut pentru mulți. Tot în zilele acelea, Maria, ce a mai făcut, a trebuit să zică logodnicului ei. Poate că cu părinții ei a fost mai ușor, dar cu logodnicul nu știu cât a fost de ușor. Dar a avut de dus o lucrare și a vrut să o ducă până la capăt. Și în zilele acelea a spus și lui Iosif. Și după ce a făcut aceste lucrări în zilele acelea, Maria a luat hotărârea să plece în grabă la Elisabeta. Probabil că era mătușa ei sau verișoara ei. În orice caz, Biblia spune clar că era rudenia ei și... Dar zice că a plecat în grabă. Nu știu cum a acceptat părinții ei, cum a acceptat Iosif lucrarea aceasta, dar ea a plecat în grabă înspre munți. Și... aș vrea să ne gândim la Maria. Și în primul rând pentru ea a fost o bucurie. Dar a fost și o durere de multe ori în viața lor, ei. Avem să învățăm de la Maria. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră care ne produc bucurie. Și la treia lucru care s-a întâmplat în zilele acelea, să nu uităm, în zilele acelea, după ce a vorbit și părinților și lui Iosif, i-a rămas însărcinată, fiind umplită de puterea Duhului Sfânt și apoi a plecat înspre munți. Pentru că când a ajuns acolo,
deja ea avea fruncul zămislit în gândece. Dar ce vreau să vă spun un lucru foarte important, să vă frământe lucrul acesta. Maria a avut parte de bucurie. Cu Elisabeta aici a avut parte de o mare bucurie. Și aș vrea să dăm atitudinea lui Maria când se întâlnește cu Elisabeta și aș vrea să cugetați la atitudinea Mariei când stătea la picioarele crucii. Când stătea la picioarele crucii și n-a fost ușor de acceptat pentru ea, n-a înțeles planul Dumnezeu, ce niciunul nu l-a înțeles, nici toate femeile care au fost acolo, nimeni nu înțelesese planul Dumnezeu până la capăt, era acolo și Ioan o vede, era Domnul Iisus o vede înainte să-și dea Duhul și o vede acolo la picioarele crucii și zice lui Ioan, Ioan, mama ta și Maria ce iată fiul tău și Ioan o ia și pleacă cu ea. Deci Maria a avut parte de bucurie, dar a avut și parte de suferințe. Se întâmplă în viața noastră lucruri care nu le înțelegem. Sunt multe lucruri care Maria nu le-a înțeles, nici Iosif, logodnicul ei și apoi soții ei nu le-a înțeles. Și vreau să înțelegem că sunt lucruri care nu le înțelegem și străpung și afectează viața noastră de credință puternic. Am văzut pe o soră în dimineața aceasta foarte tristă pentru că știu că cineva din familia ei, o nepoată a murit și e foarte tristă. Sunt lucruri care nu le putem înțelege de ce se întâmplă, de ce Dumnezeu le îngăduie. Dar știu sigur, Spurgeon zicea la un moment dat despre cineva care pierduse pe cineva drag și știa că Dumnezeu are dreptul ca să iei orice floare, poate pe cea mai frumoasă floare din biserică și o ducă-le la casă. Dar știu că nepoata este acasă la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nepoata mea este pierdută și a fost luată în timp ce slujea pe Domnul, în timp ce ducea cadouri la niște copii necredincioși de care se ocupa să-i evanghelizeze. Ea a fost pe, slujind a plecat la Domnul, lăudat să fie Domnul pentru astfel de suflete. Vreau să vă ne întoarcem la Maria. Câteodată inima noastră este străpunsă de o sabie și nu înțelegem planul lui Dumnezeu și ne turburăm în credința noastră și dată, Doamne, dar de ce ai îngăduit tu ca să se întâmple așa? Și Maria a avut zeci și sute, poate, de întrebări în mintea ei. Dar totuși a acceptat planul lui Dumnezeu, a acceptat voia lui Dumnezeu și la o vreme potrivită găsim despre Maria, că era cu ucenicii în camera de sus și stăruia după Duhul Sfânt, l-a văzut pe Hristos înviat, a primit botezul când a dat Duhul Sfânt și a avut în continuare biruințe și încercări în continuare. Asta este viața de credință, slăbi să fie Domnul. Zice că a plecat înspre munți, într-o cetate a Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Primul lucru care l-a făcut. Deci, de ce s-a dus o vadă pe Elisabeta? Personal, tind să cred, Maria a plecat să o vadă pe Elisabeta din pricina mesajului Îngerului. Îngerul i-a spus, iată că Elisabeta, rudenia ta, este însărcinată. Păi cum să fie însărcinată? Păi e bătrână. E bătrână, era bătrână. Zaharia, cum se poate? Soția mea e bătrână. Era bătrână Elisabeta. Și este acum la 5-a lună. Și chiar s-a ținut ascunsă de tot Elisabeta. S-a ținut mult timp ascunsă de tot. Și Maria merge pentru că a crezut ce a spus Îngerul și pentru ea, să s-a împlinit o parte în care s-a dus să vadă Harul lui Dumnezeu pentru Elisabeta. Și ea merge în casa lui Elisabeta și când ajunge în casa lui Elisabeta, și ce face primul lucru? Îi urează de bine. Și doresc așa de mult, ca și noi când ne întâlnim unii cu alții, să ne urăm de bine. Ce înseamnă să-ți urăzi de bine? Acum nu știu ce urare a făcut Elisabeta, m-am tot întrebat. E o urare de bine despre pruncul care avea să nască. Poate că ea nici nu înțelesese și nu știa cine era pruncul. Ioan Botezătorul care urma să fie cel care mergea înaintea Domnului Iisus să pregătească inima poporului pentru ca să primească pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos. Nu știu. Dar în orice caz, Elisabeta i-a urat de bine. Frații mei, ar vrea să ne oprim acum și să facem un lucru care nu prea facem biserică. Vreau să dați mâna cu cel din dreapta sau din stânga, dacă aveți. Și urați de bine. Știți ce să urați? Binecuvântați-l. Știi cum? În numele Domnului. Dacă crezi că, Adelina, ai nevoie de pace, uite, Maria să-ți urezi de pace și tu ei. Ar vrea să petrecem câteva secunde urându-ne de bine și binecuvântându-ne. Că se întâmplă lucruri minunate. Să ne vorbim de bine și să ne urăm de bine.
pentru că urând de bine și vorbim de bine, ne binecuvântăm unii pe alții și avem chemarea să ne binecuvântăm unii pe alții, pentru că Domnul își revansă și binecuvântarea sa. Să urez de bine în numele Domnului e ceva deosebit de cât a zice bună dimineața. E ceva deosebit. Când zici bună dimineața în numele Domnului, pentru că Domnul dă har, slăvit să fie Domnul. Ce s-a întâmplat în momentul când Maria intră în casa Elisabete? Elisabeta o vede, Maria îi urează de bine, zice, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Primul lucru, i-a săltat Ioan Botezătorul în pântece. Ioan Botezătorul era pentru prima dată înaintea Mântuitorului Său, înaintea lui Hristos, lăuda să fie Domnul. Nu înțeleg cum, era un bebeluș, avea 5 luni de zile, era pântecele mare și Iisus avea poate câteva zile. Dar ce legătură poate să facă Dumnezeu între doi copii? Dar ce legătură minunată poate să facă Dumnezeu între două surori de credință, să zic așa, între două persoane. Zice că Elisabeta, când a auzit urarea, i-a săltat pruncul în pântece de bucurie. O mamă când este sărcinată știe că copilul ei nu este bine și uite, Mariana zicea, micuțul meu este agitat. Dar totul să știi când e bucuros, e un har mare, slăbit să fie Domnul. Și zice, și s-a umplut de Duhul Sfânt, un lucru foarte important, slăbit să fie Domnul. De aia, să ne binecuvântăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin? Dar aș vrea să fac o mică paranteză. În momentul când s-a umplut de Duhul Sfânt, zice, ea a strigat cu glas tare. Ea a strigat cu glas tare. Câteodată auzeam pe cineva și zicea, dar de ce când prorocește fratele sau sora, strigă așa de tare? Dar zice, da, oare nu poate să vorbească încet? Oare nu poate să vorbească mai șoaptă sau mai așa? Așa e, deci câteodată se întâmplă, deci când vine Duhul Sfânt peste tine și te umplă de așa bucurie și așa putere, câteodată e o soră care prorocește și ea nu are o voce puternică, dar totul strigă tare, pentru că este Duhul Sfânt care spogoară în tine și dă o senzație și o putere și strigi tare, slăvit să fie Domnul. Amin. Și să nu mai ștepem când se întâmplă lucrurile astea, amin? Amin. Ia, pentru că când se pogoară Duhul Sfânt peste tine, de multe ori tu te rupi de lumea materială și treci în lumea spirituală și nu contează, la timpul de rugăciune, dar și să mă rog cu voce tare să mă audă cu tare sau cu tare, mă rog în 5-7. Dar când Duhul Sfânt peste tine și când se pogoară, îl vezi pe frate sau pe soare care niciodată ne-a auzit că se roagă, bă, dar se roagă și strigă de zici că ce-i cu ei. Pentru că Duhul Sfânt este peste tine și nu-ți mai pasă ce zic ceilalți. Slăviți să fie Domnul. Elisabeta zice, ea a strigat cu glas tare și... Cu gastare, două puncte, vreau să zic și a zis, ok. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Amin. Primul lucru care a zis, binecuvântată ești tu între femei. Maria era binecuvântată între femei. În vremea aceea, multe femei așteptau mântuirea lui Israel și așteptau să primească pe răscumpărătorul și mulți s-au pus nădejde în mulți copii și tineri că vor fi ei izbăvitorul poporului și n-au fost. Dar Maria a fost binecuvântată. Îngerul, și aș vrea să îmi spun de ce a fost binecuvântată. Îngerul care îi se adresează și vorbește cu ea și ce spune? Că ți s-a făcut mare har. Ți s-a făcut mare har. Și mi-am pus întrebarea asta pentru mine și am zis, Sorin, ți s-a făcut vreodată mare har? Valerus, s-a făcut mare har. Când? Cred că cel mai mare har care mi s-a făcut mie și după de și la alte persoane a fost în momentul când Hristos a născut în inima mea cu credință. Amin? Cred că cel mai mare har de care un om poate beneficia pe pământul acesta este să creadă în răscumpărarea, în nașterea Fiului Dumnezeu pe pământ, trăirea, moartea și învierea Lui și înălțarea la cer. Slăvit să fie Domnul! Pentru că marele har de care a beneficiat Maria a fost să poarte, să crească, să se ocupe de singurul Fiu al lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Cel care era din veșnicie, veșnicie Dumnezeu, haleluia, a trebuit să se ocupe de ea, când s-a ales Domnul Iisus. Oai de mine, nu, e greu de conceput cu minte omenească să fie un bebeluș, să fie îngrijit, să fie schimbat, să fie crescut, să-i se dea mâncare. O, Doamne! Dar mă întorc la gândul acesta. Dacă încă n-ai beneficiat de marele har, încă este valabil astăzi. Amin? Amin. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Maria merge să o vadă pe Elisabeta. Personal,
personal cred că avea nevoie de părtășia aceasta. Nu știu cât a înțeles-o Iosif, e clar că Iosif n-a înțeles-o, pentru că zice cuvântul că un înger al Domnului a trebuit să vină să vorbească și lui Iosif și a zis Iosife, nu te teme să ierați pe Maria, că ce s-a zămistit în ea este de la Duhul Sfânt. Poate și părinților ei au vorbit, dar cert e că ea știa că dacă merge în casa lui Elisabeta și acolo vede o minune și va avea părtășie. Frații mei, vreau să vă spun, părtășia cu credincioșii este super importantă, este foarte importantă. Foarte importantă. Să vii în casa Domnului, să cânți cu frații, să-L proslăvești. Ăsta e primul punct mare al părtășiei noastre. Îl lăudăm, înălțăm și glorificăm pe Domnul. Este foarte important. Și Maria s-a dus la Elisabeta. Avea nevoie de cineva care să o înțeleagă, să înțeleagă sentimentele sufletului ei. Să o înțeleagă în situația grea totuși în care era ea. La toate s-a arătat că știa că acolo să aibă mângâierea sufletului. Și părtășia este importantă, că te întărește în credință. De aceea e bine să venim cu toate Samuel de seară la casa Domnului. Amin? Ca să ne întărim în credință, frații mei. Mergem înainte și ne întărim în credință. Amin? Amin. De ea, Maria a căutat părtășia cu această sfântă, cu această femeie a lui Dumnezeu și cu Zaharia, acest om al lui Dumnezeu, pentru că avea nevoie să se întărească în credință. Ea a fost binecuvântată și între femei. Cum i-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? De unde știa Elisabeta că ea este mama Domnului ei, adică mama lui Hristos? Știți de unde? Prorocea. Duhul Sfânt a vorbit prin ea. De multe ori prorocii vorbesc și nu înțeleg ce prorocesc. Chiar în cartea lui Daniel spune că Daniel se frământa să înțeleagă ce era Daniel. Deci pentru vremea sfârșitului, lasă-le așa. Dar ea atunci, prin lumina Duhului Sfânt, mama Domnului meu, cum i-a fost dat să vină la mine? Și ea recunoaște marele har de a avea părtășie cu Maria, slăbit să fie Domnul. Zice, cum mi-a ajuns, fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul rării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Amin. Și s-au împlinit, lăudat să fie Domnul. În poezii și în cuvântul Domnului, ascultați-mă, zice că lucrurile se vor împlini. Hristos a venit odată pe pământ și va mai veni odată. A venit odată în iesle. A murit pe cruce, s-a înălțat la cer și va veni odată, încă odată. Dar nu va mai veni ca să moară. Nu mai va veni cu scopul acesta ca să se smerească, să se umilească. El și-a făcut lucrarea. Va veni să iei biserica, va ieși să judece, va veni să răsplătească biserica și să pedepsească pe cei ce n-au crezut. El este acum Domn mare, înălțat și Dumnezeu etern. Lăudat să fie numele Lui. După ce s-au întâmplat aceste lucruri, după ce a vorbit Elisabeta Mariei, Maria a zis, versetul 46, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Amin. Așa mă bucură starea aceasta a sufletului. De multe ori se citește din Psalmul 51 un lucru așa de frumos, dar vreau să vă aduc aminte, Psalmul 51, când a fost scris de David, el păcătuise cu Bașeba și avea de ce să fie zdrobit. Și zice, 51 cu 17, zice, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Un duc zdrobit, o inimă zdrobită și mâhnită. Asta este când păcătuiești. L-am întrebat pe fratele Iosif ce înțelege prin duc zdrobit. Ce părere aveți, Maria, aici când zice sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul lui Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, avea Duhul zdrobit? Ar vrea să înțelegem, câteodată noi înțelegem greșit cuvântul lui Dumnezeu. Câteodată zic. Pentru că când poți să fii cu Duhul zdrobit și să fii fericit în sufletul tău, în sensul de smerit, avem impresia că când un suflet și un duc zdrobit este numai la care plânge într-una în casa Domnului. Maria, când s-a întâlnit cu Elisabeta,
îi sălta sufletul în ea de bucurie. Ce-i sufletul? Acea parte a omului care nu se vede, care este ființa omului, care a luat naștere când ce Dumnezeu a făcut pe Adam din trup, din țărâna pământului, fiind trupul, i-a suflat în el suflare de viață, fiind Duhul de viață care este noi, pentru că Biblia vorbește de Duh, suflet și trup. Și astfel, zice, legătura dintre Duh și trup a dat naștere sufletului, sentimentelor, voinței, rațiunii noastre, personalității noastre. Zice, sufletul meu vechi, sufletul meu mi se bucură în Domnul. Și Duhul meu preamărește pe Dumnezeu. Deci, ce aș vrea să înțelegem, frații mei? Aș vrea să spun că un duh zdrobit, o inimă smerită, frații mei, este opusul mândriei, încăpățânării, împietririi inimii. Dacă n-ai inima împietrită și primești cuvântul Domnului, înseamnă că Duhul tău este zdrobit, că acceptă cuvântul Domnului. Asta așa, fratele Iosif. Nu este o inimă împietrită, lăudasă pe Domnul. Are mai multe explicații, putem să mergem, dar nu vreau să mă leg de asta. Dar ar vrea să vă spun, așa de mult îmi doresc să fim în casa Domnului, așa cum a fost Maria, sufletul nostru când venim aici, să-L mărească pe Domnul. E așa de trist când stau în față și mă uit, un sfert din biserică nu-L mărește pe Domnul prin cântare. Te rog, nu deschide gura, nici măcar să nu urme. Haideți să-L mărim pe Domnul când cântăm. Amin? Amin. Dar din toată inima noastră, ce și Duhul meu mărește pe Domnul. Și trupul ăsta trebuie de forțat dacă El nu vrea. De multe ori Duhul este plin de râvnă, așa? O, Doamne, binecuvintează-ne pe Domnul. Maria avea o stare extraordinară de bucurie, pentru că, zice ea, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Frații, uitați-ne tot în perioadă. Ce tot asta smerenie? S-o plăi de așa smerenie. Frații mei, dacă ești smerit, ceasul lui Dumnezeu se învârte. Nu stă. Vine vremea că se împlinește, nu mai vă scobesc de toate aceste lucruri, că se împlinește ce zice Maria mai departe. Pentru Maria a fost o perioadă când a fost smerită. Să întrebi că după ce l-avea pe Domnul Iisus, l-a avut, nu a mai fost smerită. A rămas o femeie smerită. Nu înseamnă că ajungi într-un vârf spiritual și de acolo poți să tași cel mai ușor, că ești la înălțime. Și acolo îți arătă piciorul cel mai tare. Ea a rămas smerită. Zice că a privit la starea smerită a roabei sale. E foarte important să căutăm smerenia. Nu înseamnă că în smerenie nu pot să mă bucur în Domnul, nu pot să fiu fericit. Dimpotrivă, dacă citim Psalmea lui David, păi David era, să nu zic cum zice Apostolul Pavel, că a fost răpit până la treilea cer, așteptat la nouălea cer, așa era de bucuros și lăudat și cântat David pe Domnul. Și Maria la fel. Aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea ca să vă urez sărbători fericite și nașterea Domnului Iisus ne fie la toți de folos. Amin. Amin. Înainte de a vă chema să aducem înaintea Domnului rugăciunea mulțumirii, cred că ar fi necesar să-mi cer scuze de la doi frați care în dimineața aceasta ar fi avut dorința să-L laude pe Domnul cu cântare, dar nu am știut să potrivesc lucrurile suficient de bine. Cel din tâi este fratele Cornel și vreau să vă spun că este cel din tâi care s-a anunțat pentru dimineața aceasta cu cântare. S-a anunțat de joi. Și cel de-al doilea este fratele Matei Mihai, al cărui bilet l-am primit foarte târziu la anul. Nădăjduim că frații mă vor înțelege, am să vă invit să ridicăm cu toți în picioare. Și aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire. Să-i mulțumim că s-a gândit la noi și a pregătit o mântuire așa de mare și în vremea aceasta avem oportunitatea să vorbim iarăși despre aceste lucruri, să ne bucurăm. O mulțumim Domnului așadar și apoi vom desfăța.